Am auzit deseori că schimbarea zilei sabatului cu ziua întâia săptămânii, ziua de duminică, a intervenit pentru că Constantin, la anii 300, a făcut lucrul acesta. Am găsit de atât de multe ori folosit argumentul acesta încât mă văd nevoi să fac câteva comentarii. Și pentru adventiști, și pentru pentecostali, baptiști sau ce ori mai fi ei care susțin argumentul acesta, dar și pentru aceia care nu susțin argumentul și se întreabă dacă lucrul acesta este adevărat. Răspunsul este că nu, argumentul este fals. V-am pus o singură imagine în care observați prezentat argumentul acesta. În primul rând, aș spune următorul lucru. Pentru cauza adventistă, nu face deloc bine și nu este deloc înțelept ca ei să ia niște afirmații care sunt atribuite unuia sau altuia, aceleași afirmații sunt atribuite unuia sau altuia, ba papei, ba unui cardinal și așa mai departe, fără ca lucrul acesta să fie documentat serios. Deci, dacă vrei să fii convingător, du-te la sursele primare. Deci, arată-ne exact cartea din care citești. Sau arată-ne clipul din care ai luat. Propoziția respectivă, citatul respectiv, da? Deci fii precis. Să arunci pur și simplu citate și să le pui pe seama altcuiva nu poate fi numit decât impostură, dar sub nicio formă un argument sau o dovadă istorică. Și să folosești lucrul ăsta pentru, sau metoda aceasta, pentru a argumenta un adevăr teologic, este trist. Este foarte trist. Deci eu cred că adventiștii care fac lucrul acesta nu fac niciun fel de bine cauzei lor. Deci fie foarte clar, eu nu sunt adventist, nu cred în ținerea sabatului, dar îi îndemn pe prietenii mei adventiști să nu folosească tipul ăsta de retorică falsă. Că nu merge la oamenii care gândesc, lucrul acesta nu prinde. Pentru că nu e normal să lucrez cu tipul acesta de proceduri. Însă, dacă se afirmă că Constantin a oficializat duminica, din nou, dacă ei cred că el a schimbat ziua de sabată în ziua de duminică, din nou, vreau și eu să văd o carte în care este menționat lucrul acesta. Da, uite, fă un print screen la o carte, scrie un articol, dă un citat în care se precizează lucrul acesta. Și nu dar uh, un citat din cărți adventiste. Deci fie foarte clar că la anii 300, nici la anii 500, nici la anii 1000, nici la o, anii 1500 nu au fost adventiști. Da? Să fie foarte clar. Dacă vrei să fii credibil, dune la niște surse istorice și arată-ne că, într-adevăr, împăratul Constantin, sau cine vrei tu, cine crezi tu că a schimbat de ziua de sabat în ziua de duminică, arată-ne exact într-un document istoric că s-a întâmplat lucrul acesta. Ăsta e lucru normal pe pe care ar trebui să-l vedem toți. Mai mult decât atât, chiar dacă Constantin ar fi oficializat lucrul acesta, există o diferență enormă între a oficializa un lucru care era deja practicat între creștini și a schimba la propriu. Este probabil că un împărat sau că cineva la un moment dat a oficializat uh, schimbarea zilei, sabatul, în ziua de duminică. Dar nu înseamnă că el a schimbat-o. Fi foarte clar, e o diferență fundamentală și ușor de înțeles. Faptul că un alt stat, de exemplu, recunoaște un nou stat care s-a format, nu face nicio diferență cu privire la realitatea că statul ăla există și există dincolo de recunoaștere pe care i o dau alții. Există o sumedenie de exemplu pe care aș putea să le dau, da? schimbarea zilei sabatului în ziua duminicii a existat în primul viac, în vremea apostolilor. Motivul pentru care apostolii au continuat să frecventeze sinagogile în ziua sabatului este pentru că atunci găseau pe evrei. Ei s-au îndreptat în primul rând către poporul lui Dumnezeu, al vechiului legământ, al vechiului testament, poporul Israel. Iar ei se adunau împreună în sinagogă sâmbăta sau un sabat. Ca să evanghelizezi, trebuia să te duci sâmbătă. Nu puteai să faci o întâlnire în ziua a întâia săptămânii, că nu îți venea nimeni. Da? Deci este clar motivul pentru care apostolii s-au uh, dus în ziua sabatului în sinagogi. Acum vă pun niște imagini, le puteți găsi uh, imagini acestea, citatele acestea în cărți, spuse în PDF gratuit pe internet, vă puteți informa și puteți uh, verifica dacă ceea ce eu citez și citesc este adevărat. Ignate Teoforul scria către magnezieni, Ignate Teoforul a murit în anul 107, în anul 107 după Hristos, da? la puțin timp după moartea Apostolului Ioan și era argumenta, argumenta celebrarea zilei întâi a săptămânii, da? nu a sabatului. Se spune că Ignate Teofor, Teoforul a cunoscut, i-a cunoscut pe câțiva dintre apostoli și este chiar recomandat de Policarp. El vorbește despre sabatarieni, despre iudei, despre cei care țin lucrurile acestea și spune așa, iar despre capitolul 4, în capitolul 4.1, iar despre frica lor cu privire la mâncări, la superstiția lor cu privire la sâmbete, la mândria tăierii împrejurilor, la bajocoria postului și a zilei cele din tâia lunii, nu s că trebuie să le afli de la mine, că toate sunt de râs și nu merită să vorbesc de ele. Asta scrie el despre lucrul ăsta. Punctul 2. Cum este oare îngăduit ca pe unele din făpturile lui Dumnezeu create spre trebuința oamenilor să le primești ca fiind bine făcute, iar pe altele să le arunci ca nefolositoare și uh, deprisos? 3. Nu este oare o lipsă de credință să învinuiești pe Dumnezeu că împiedică să se facă bine în ziua sâmbetei? Deci el vorbește împotriva celor care țineau lucrurile acestea, cu mâncărurile, cu sâmbetele și așa mai departe. În a doua imagine avem un citat din epistola către Diognet, este datat în anul 200, Alexandria, și spune așa. Așadar, cei care au trăit în rânduielile cele vechi și au venit la nădejdea cea nouă, adică cei care vin dintre evrei la creștinism, să nu mai țină sâmbăta, ci duminica prieteni dragi, asta e cu 100 și ceva de ani înainte de uh, Constantin, da? Să fie foarte clar despre ce vorbim. Duminica în care și viața noastră a răsărit prin el și prin moartea lui, pe care unii o tăgăduiesc. Prin taina aceasta am primit credința și de aceea suferim, ca să fim găsiți ucenicii lui Isus Hristos, singurul nostru învățător. Foarte clar. Și al treilea citat, este din apologia filozofului Aristide din Atena, scrisă lui Cezar Tit Titus Hadrianus Antoninus în anul 125, când acesta a vizitat Atena. Da? Deci nu suntem la anul 300 și ceva. Suntem mult, mult înainte. El zice așa. Cu toate acestea și ei au greșit în ce privește adevărata cunoștință și în mintea lor ei cred că îl slujesc pe Dumnezeu, în vreme ce prin modul lor de a vedea lucrurile, slujba lor este adusă îngerilor și nu lui Dumnezeu. Așa se întâmplă când ei sărbătoresc sabatul și începutul lunii, praznicul a azimilor, marea sărbătoare, posturi, circuncizia și purificarea mâncării, lucruri de care ei nu își dau seama. Vorbește foarte clar împotriva lucrurilor ăstora. Așadar, dacă vrei să spui, da, domnule, ziua de sâmbătă, sabatul s-a schimbat în ziua de duminică, nu folosi argumente false. Nu lua citate și le atribui cui vrei tu. Nu prelua și nu da share la lucruri care sunt atribuite unei persoane sau altea fără să verifici lucrul ăsta. Eu înțeleg că pastorii adventici, probabil învățătorii lor, au tot interesul să promoveze ideea aceasta, dar este o înșelătorie, este o impostură, este o impostură. Schimbarea zilei de sabat în ziua de duminică s-a făcut cu mult, 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 mult timp înainte de împăratul Constantin. Încetați să dați share la prostii, încetați să dați share și să promovați impostura. Ziua de săbat s-a schimbat în ziua a săptămânii, schimbat în ghilimele, chiar din vremea apostolilor.